Am dat un card rău de tot. Victime colaterale. Treaba asta cu omorul îi adaugă lui Adi ani buni. Și nu așa am discutat. Crezi că Adrian l-a împușcat pe la spate? Nu, Răzvan. Adrian n-ar fi omorât pe nimeni pe la spate. Tu ai încredere în Fita? Deloc. N-are instinct de conservare. Dar se pare că tu ai încredere în ea. Păi, la zăpăcipă Tibor. I-a făcut părerea și pe Ștefan. Acum că s-a spart gheața, zine și nouă ce căutai în mașina lui Tibor. Pe Măta. Sunt copil de mafioți. Ori mă luați cu voi în barcă, ori o să fug de câte ori prind ocazie. Să nu ziceți că nu v-am spus. Planul nostru merge înainte, am înțeles. Care e planul? Mai ușor că nu ești la operă. Taci! M-am săturat să tot fug, vreau viața mea. Tot ce am făcut pentru tine, să te știm în siguranță. Păi, în cazul ăsta nu va reuși deloc. Iulia, ai două variante. Te urci de bunăvoie sau te urc eu cu forța. Alege! Băi, tu ești un pin, auzi că te împușc! Leo, dă-i drumul! Și tocmai ce m-am făcut de o medalie, pentru că am prins peștișorul de aur. Leo Clești, ce poreclă de căcat! Băi, voi ați înnebunit? Matei, copilul lui Adrian, și voi nu mi-ați spus chestia asta? N-am murit! Și nu o să-mi văd copilul! Arhanghelul de serviciu. Ce faci? Vrei să-mi umpli mașina de sânge, ha? Ștefan Dragomir. Marcel Dragoi. Reține numele ăsta. Află unde locuiește, cu cine locuiește. Ce mai face Ivana? Tot superbă. Dragoi ăsta fiind? Politician. Spatele lui Iordache. Probabil că Iordache vrea să-și încordeze mușchii. Și ce facem? Stăm și ne uităm la mușchii lui? De ce? Noi n-avem mușchii noștri. Să termin cu tine, Vlad. O să mai știi cum te cheamă. Când o să termin cu tine, o să știi exact cum mă cheamă. Inginere, cărui fapt datorez onoarea. Și tu, Brutus? Unde e Iulia? Care e Iulia? Fata cu care te-a găsit Tibor aseară aici. Fata mea. Iartă-mă, inginere, dar noi între noi îi spunem Adina, de asta n-am știut despre cine mă întrebi. Măi, ce scamaturii mai face și genetica asta, a? Cum dracu a ieșit din tine o splendoare ca fata aia? Uite ce e. Iulia. Cum de-ai adus-o aici? Am răpit-o. L-am urmărit pe Tibi ieri după întâlnirea de la tine. Am crezut că mă înșală. Tibi. Știu. Omul când e gelos nu mai judecă. A mers în Colentina, așa cum l-ai trimis tu. Acolo l-a văzut pe Leo pe stradă, l-a urmărit până la atelierul auto, au intrat acolo. Și înăuntru, o surpriză, Iulia. Băieții au rămas la atelier, dacă nu mă înșel, să se caftească. Zi dacă greșesc. Nu greșești. Bun. Și domnișoara Iulia a ieșit, a șters-o pe străzi și de acolo am preluat-o eu. Bravo, Michi. Ți-am zis că primesc metalul.
Bun, păi... e mâncat odihnită, i-am dat și o omletă. De aici oprei tu. Ce destin. Zi-mă unde e. Iartă-mă, inginer. N-am știut că e fiică ta. Foarte bună. Foarte bună, mi-a plăcut mult. Focoasă ca tine. Unde e? Am mâncat-o. Lasă telefonul. Trebuie să-l sun pe Cezar, să-i spun. Eu nu mă întorc acolo. Dacă mă duc înapoi, o să mă omor. Am mai încercat să o fac. Nu ți-a povestit maică-mea? Nu. Pastile. Tot ce-am găsit prin casă. Ce faceți? Delia! Delia! Bună! Ce-am adus eu aici? Ce-a adus Delia? Banane! Banane! Pune-le pe masă. Și niște jucării. Cine le împarte? Hai, Eliza, curaj! Ilona, vreau să ți-o prezint pe Eliza. Sper să ni se alăture în curând. Bine. Pare bine? Și mie. Mihaela, ce faci? Cum te simți? Ești bine? Mai bine. Bravo. Ea este Eliza. Bună. Îmi pare bine. Hai, nu cred. Hey. Ai făcut deja o cucerire? Hei. Hai, dă-te și mănâncă o banană. O să încerc cutia de vine. O să încerc să o rezolv așa. Nu te gândi că n-am curajul. El am. Sunt fiica părinților mei, nu? Și voi doi o să fiți vinovați. Tu pentru că l-ai sunat pe Vlad, deși te-am rugat să nu faci. Și tu pentru că îl suni acum pe taică-miu, deși știi că o să o fac. Da, inginere. Sunt la Leon Atelier. Iulia nu e aici. Trebuie să o găsim. Important e că nu e la Iordache. Și că e vie. Dacă afli ceva, sună imediat. Așa fac. Perfect. Și acum, care e planul?
Arunc și eu o privire pe aici, să... Da. Ce face directorul meu plin în potențial? Bine. Bine? Bine. Bine, ce să... Băieții știau ce au de făcut. Totul e în regulă. Mă bucur, mă bucur să aud că te descurci. Acum, meritul e mai mult al băieților. Eu nu prea am mare lucru de făcut. Cu alte cuvinte, îți place echipa, da? Vezi că puțin mai târziu o să vină un transport puțin mai sensibil. Înțelegi ce vreau să zic, da? Da, înțeleg. Înțeleg, da. Mă stresează un pic. Cazino, că am și eu doi clienți mai speciali și... Dacă nu stau acolo, mă gândeam... Aș putea să mă întorc la București? Iartă-mă, cred. Iar dai plecat. Vrei să te întorci? Da, mi-aduc aminte de mine când eram tânăr. Și eu aveam senzația că nu se poate întâmpla nimic bun dacă nu sunt eu acolo tot timpul. Ceea ce nu întotdeauna e adevărat. Da, păi și cum facem? Că nu poți să fii în două locuri în același timp, nu? Eu îți mulțumesc enorm că ai acceptat să preia afacerea, dar oricât ai fi tu de workaholic, ubicuitatea... Încă nu s-a inventat, așa că va trebui să alegi. Ori casino, ori te poți tu de la Constanța. Acum, sigur, e greu să aleg, dar dacă am această posibilitate, eu aș prefera casino, că e mai pe stilul meu, așa, nu? Casino. Bine. E alegerea ta. Te aștept atunci la București. Da, nu înainte să ajungă transportul. Mulțumesc. Ce îți bat joc de el? Nu mă joc de el. Dar când îl văd cum se bâlbuie, cum ezită, cât e de frică, nu mă pot abține. Tot nu înțeleg de ce, Ștefan. Eu una nu l-aș trimite nici măcar să iau pâine. Mai că acum exagerez. Are potențial. Și ceea ce e cel mai important e că Cezar îl disprețuiește. Cu alte cuvinte, este instrumentul cel mai bun ca să-l fac pe Cezar să-și pierdă răbdarea. Pentru că atunci când Cezar își pierde răbdarea, devine un jucător, nu prost. Foarte prost. Da, dar Cezar îl are pe Vlad și tu l-ai pe Ștefan? Dacă și asta e împărțeala corectă... Ne place Vlad? Suntem geloși? Puțin. Foarte puțin.
Avem în medie 5-6 cazuri pe lună. Probabil te întrebi unde încap aici atâtea femei, mai ales că cele mai multe dintre ele au și copii. Aici e un simplu pop-up pentru ele, ca o gară, și noi le ajutăm să urce în trenul potrivit. Avem avocați, psihoterapeuți, antrenori în tehnici de autoapărare. O echipă complexă, dar nu completă. Dacă ai vrea să ne dai alături? Mă pot abține să nu mă gândesc la sora mea mai mică. La Roxy. A murit de curând, dar sunt sigură că ei i-ar fi plăcut foarte mult să lucreze aici. Și dacă ar fi existat locuri de genul ăsta când mama era... Mama ar fi fost o candidată bună pentru... A avut o viață grea. Și ca să fiu sinceră, și mie mi-ar fi prins bine o tură pe aici, în adolescență. Așa că da. Răspunsul meu e da. O să facem o treabă excelentă împreună. Deci, punctul 1 s-a rezolvat, să trecem la punctul 2. Pentru că, bineînțeles, nu e doar despre copii și mame abuzate. Trebuia să existe și un punct 2. Punctul 2 e tot despre mame. Despre mine și despre tine. Sper că ești conștientă cât de mult risc e o relația cu Cezar, nu? Da, și apreciez. Știu cât de ranchinos poate să fie. De maică mea nici nu mai zic. Vreau să-mi promiți că mă pot baza pe tine. Vreau să-mi promiți că nu mai ai acțiuni pe cont propriu. Fără spontaneități de astea care ne pun pe toți în pericol. Promit. Îmi dau cuvântul. Îmi iau angajamentul solemn, jur. Îți dau și în scris dacă vrei. Eu sunt indisciplinată doar dacă sunt ținută în colivie. Altfel sunt un înger. Nu există îngeri. Și dacă ar exista, tu nu te numeri printre ei. Am nevoie să te împaci cu Ștefan și să te muți înapoi la el. Nu contează că nu e copilul lui, chiar nu contează. El a crescut, îndeplinește în continuare condițiile materiale necesare creșterii unui minor, Matei poartă numele, iar tatăl biologic este mor și îngropat. Dar tu cine dracu ești? De unde știi? Cine te-a trimis la mine? Nu m-a trimis nimeni. Am venit pentru că am nevoie de ajutorul tău. Și cred că și tu ai nevoie de mine. Chiar mă întrebam... Cât timp o să treacă până la momentul ăsta? Adică? Adică momentul când o să-mi spui care-i treaba cu tot baletul ăsta în jurul meu. Să nu-ți închipui că am crezut vreo secundă că talentele mele profesionale te-au făcut să-mi sun la ușă fix în momentul în care eram pe fundul prăpastiei. Da. Ghinion. Mi-ai cerut singurul lucru pe care n-am să-l fac niciodată. Eu cu Ștefan nu mă împac. A fost cea mai mare greșeală a vieții mele. Și n-am de gând să o fac din nou. Credeam că ești mai deșteaptă. Da? Și cam cât de deșteaptă mă credeai? Vii la mine cu lozinci despre femei independente care acționează cu mintea lor și exact, dar exact cu aceleași lozinci îmi cer să... Îmi calc sufletul în picioare. Am fost marioneta tuturor. Ani de zile. Și crede-mă, nu o să sar în sus de bucurie acum, pentru că noul păpușar e în fustă și pe tocuri. Ia mai duceți-vă la dracu cu toții. O să-mi omoare copilul.
Ștefan? Am nevoie de ajutorul tău. Sunt disperată. Sunt într-o situație mai rea decât a ta. Bun. Lămurește-mă. Ce obții tu dacă mă împac cu Ștefan? Și fără să mă minți, dacă se poate. În spatele lui Ștefan. E un om foarte puternic. Iordache Huzean. Fosta mea mare iubire. S-a sfârșit prost, l-am trădat. În acest punct, asemănările dintre noi două se opresc. Iordache nu e un băiat bun, cu inima frântă, pentru că l-a părăsit iubita. Nu, nici pe departe. E un bărbat feroce, cu o putere uriașă, care nu-și dorește decât să se răzbune pe mine. Vrea să-mi omoare copilul, tu înțelegi? Acum nu poate să umble liber prin țară, pentru că încă mai există un mandat de arestare vechi pe numele lui. De asta stă ascuns. De asta are nevoie de Ștefan Dragomir, ca să acționeze prin mâna lui. De asta am eu nevoie de tine să te întorci la Ștefan. Ca să știu ce face Iordache pas cu pas. Știu că nu mai vrei să auzi de el, știu, te înțeleg. Dar crede-mă, în clipa asta Ștefan este foarte puternic și ți-l poate lua pe Matei. Nu vrei să-l ai dușman. Frumoasă mea, dacă tu m-ai trădat, dacă ești mână-mână cu Vlad, o să înfunzi pușcăria. La câți ani am primit eu, o să mă adaug câțiva ca să te trag după mine. O să le povestesc cu eu și cu tine. L-am băgat pe Adrian la mânaie. Ieși afară din casa mea. Lasă-mă! Ieși afară! Ieși și fă trotuarul! Ieși! Mi-am dat copilul deasupra farului! Să faci trotuarul, înțelegi? Sunt convins că ești obișnuită. Tu n-ai nimic. Și n-o să ai nimic. Înțelegi? Târătură penală. Totul o să fie al meu. Și dacă faci figuri, vorbesc cu avocații, să n-ai nici măcar drept de vizită, ai înțeles? Și pentru copilul tău, și pentru al meu. E mai bine să te întorci la Ștefan. Ștefan nu o să mă primească niciodată înapoi. Mă fac că n-am auzit ce ai spus. Eu cred că tu știi exact ce trebuie făcut ca Ștefan să-ți cânte din nou serenade sub balcon. Tu nu te-ai săturat de toate rahaturile pe care le fac bărbații? Nu crezi că a venit momentul să acționăm și noi?
să intre la bănuiel dacă o să vadă că mă port dintr-o dată frumos cu el. Dar cine a spus că o să te porți dintr-o dată frumos? Încetul cu încetul. Așa, cum puțin. Ce faci, mă, tată? Poate-ți rup ceva? Ai dat în mintea copiilor. Și ce are mintea copiilor, bă? Că e mai curată ca a noastră. Problema e că dacă îmi rup o gleznă, adio până la toamnă. Bravo, mai câștigat. Campion suprem pe tată curtea, Matei Dragomir! Bravo! Pe tată curtea? Da, cu mine te-ai întrecut? Păi ce, dar tu știi să te dai? Cum să nu? Hai să-l, Ionco. Pune-mă asta, răciști. Te ceartă. Da. Hai, mai sfat. Hai. Stai, hai, mă, mă, mă. Gata? Da. Ești pregătit? Da. Sigur? Hai. Suntem de acord? De acord. Dar am nevoie de un avans. Din aia 3.000 de euro care te lăudai când ai venit la ușa mea. Mie nu-mi plac cuvintele astea, avans, lichidare, chenzină. Niște bani pe care să-i folosești acum, știu că e o perioadă grea. De restul vorbim după ce încep să muncești. Nu mai mergem cu autobuzul. S-a terminat, da? Te descurci, da? Ne auzim. Glumești, nu? E cineva acasă? Nela? Cum să nu fie? Uite-mă! Domnul Vlad, ai nevoie de ceva? Nu vine niciodată în bomba asta dacă n-are nevoie de ceva. Miki, Iulia, este Nela. Nu, nu, doamna Nela, nu ne tutuim. Doamna Nela. Ce-i cu fetele? Ai nevoie să le dau de lucru? Ai mai dansat la bară? Poftim? Este asistenta mea. Aha. Și cu asta mică ce-ți fac? Pe scenă,
Poate ai nevoie de ajutor ceva pe aici. Da, e treabă căcălău, dar ține asta mică la târnoșală? Țin, doamna Nela, cum să nu țin? Cum a putut să nu ne zică? Despre ce vorbești? Eliza, cum a putut să nu ne zică de Matei? Sunt unele lucruri, mamă, pe care nu putem să le spunem dintr-o dată. Da, Adina, unde e? N-ai mai adus-o pe aici. V-ați certat? S-au întors părinții mei repede. Sunt ea mai stricți. E ceva foarte ciudat la fata asta. Parcă are o minciună în glas. Și vocea ta sună ciudat când ești cu ea. Poate m-am... Poate m-am îndrăgostit, bine? Asta te-ai gândit. Păi, tare, mă bucur dacă îți place de ea. Dar, Leo, ce-o mai faci? Asta e ultima mea problemă, mama. Sper că n-ai uitat ce a făcut lui Adi, bine? Știm noi ce a fost acolo. Ba da, mama, știm foarte bine ce a fost acolo. Mă simt vinovată. L-am lăsat bolnav pe străzi. N-are pe nimeni care să aibă grijă de el. Eu nu mă simt vinovată. N-are ce să caute la noi în casă. La Adi în casă. Zici că... Parcă suntem Gara de Nord. Au ajuns aici și Leo, și Ștefan, și Eliza, toată lumea. Serios, nu știu cum ne-au învârtit noi, de parcă suntem motel pentru toți ăștia care l-au băgat pe Adriana în închisoare. Eliza e mama copilului lui Adrian. Doar pentru că a făcut sex cu Adrian nu înseamnă că e un om mai bun. Păcate, rămân tot acolo. Da. Ai bacul luat? Bacul? Mm-hmm. Da, doamna Nela. De fapt, lasă că mi-e bine să nu l-ai luat, că poate mă încurci. La calcul. A terminat facultatea în Catalunia. Asta unde ești? Latina, gen? Spania. Vreau să ai grijă de ea. E muncitoare și ascultătoare. Mm. De cine o ascunzi? Hai că știm că nu vii aici dacă nu asculti de cineva. De cineva care nu o să o găsească niciodată, dacă face ce trebuie. Încep de azi. De styling mă mai ocup eu, că... L-am visat așa noapte pe Leo. Mergea desculs pe stradă și era plin de sânge. Nu te duci tu până la atelier? Poate e acolo, că în altă parte n-are unde să fie. Tu glumești, nu? Mă duc să-i pun două șnițele și niște murături. Mama. Și te duci, nu? Nu, mama, te rog frumos, stai puțin, uite-te la mine. Mama, nu, te rog, nu mă duc nicăieri. Eu înțeleg că tu ești fan Biblie, dar hai să nu întoarcem și celălalt obraz acum, da? Hai să nu începem cu nebunia asta, te rog eu mult. Dacă nu te duci tu, mă duc eu. Cum să te duci tu, mama? Mama, te rog eu frumos, nu mă duc și nu mergi nici tu, nu merge nimeni, da?
folosești chestia asta? Adică cum o foloseai în perioada ta de glorie? Te întreb pentru ultima oară unde-i Fime. Ce ocazie? Eu eram în zonă. Și am văzut agitație. Da? Mahalo. Toată lumea știe tot despre toată lumea. I-a dus de mâncare foarte bine până acum. Domnul Cazacu cinează mai târziu, acum are treabă. Hai! Nu prea cred. Poftim? Cocktailul, mai vreau unul la fel. Ți-am spus că mă pricep. Da, să știi că da. Fii atentă, faci exact aceeași chestie. Când vezi că a terminat paharul, te duci și zici, mai bezi ceva? Am zis că nu prea cred. Periculos decât credeam. Te-ai apucat grijă de asta? Și care ar fi alternativa? Să zic mă scuzați? Și să vă las să-l omorâți? Suntem foarte mult cu frate tu. Se pare că n-ai evitat de o trăsătură de familie la voi. Nu sunt naiv. Și nici Adi nu era. Să te trădezi de cel mai bun prieten spune ceva despre ei, nu despre tine. Despre prietenie, întreabă-l pe ăsta. Că-i tare priceput. Să fii în permanență cu ochii pe Iulia. Nu pot să cred că mă lași într-un loc ca ăsta. Ce are? Lux și calitate. Așa, și? Bine. Dacă se întâmplă ceva cu fata inginerului... O să fiu aici, Vlad. Sigur. Doamna Nela știe că rămân și eu? Da, știe. Are gura mare de un soldat bun. Tu ai băgat băiatul în închisoare și ți-ați trimite de mâncare.
Mama copilului pe care l-ai omorât are grijă să nu umbli bolnav pe străzi. Să nu crezi că nu știe. Nu suntem naivi așa cum a zis Cezar să știi. Nici o clipă n-a fost vorba de... Eram atât de sărați. Adi a venit pe vapor cu un rahat de bani. Nici o clipă n-a fost vorba de... Am iubit pe Adi. Încă-l mai iubesc. Și pentru el ar fi fost bine dacă... Clima n-a fost niciodată în plan. Ce plan? Leo, Leo! Ai avut timp să te ocupi de ce te-am rugat? Uite, aici se vede cât de puțin mă cunoști. Multitasking e numele meu mic. Marcel Drăgoi. 8:30, 12 de 3 ori pe săptămână merge la Parlament. 12:13 pauza de masă, 13:18 se întoarce la Parlament. Uneori se duce pe căderea Bastiliei la Stomatoiu Gabriela, o arhitectă de 28 de ani. De cele mai multe ori întârzie când revine din pauza de masă și uneori nici măcar nu se mai întoarce la Parlament. Se duce direct acasă, de la amantă. O să fii și eficientă când trebuie. Odată nu ți-am răspuns la telefon și o să-mi scoți ochii cu asta până pe lumea cealaltă. Mai e un detaliu interesant. Ivana Drăgoi. Soția. 37 de ani. E fiartă pe cazinouri și bea surprinzător de mult. Cine a făcut pozele astea și când? Pe alea cu Marcel le-am făcut eu. Astea cu Ivana sunt făcute de niște foste colege, azi la 3. A ieșit din mașină clătinându-se, în plină zi. De niște foste colege? Da. Trebuia să le faci tu. N-ai învățat nimic din episodul Carla, nu-i așa? Să le printezi și să mi le trimiți. Leo, 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 Leo. Ce plan, Leo? Leo, uite-te la mine, ce plan? Despre ce plan vorbești? Leo, uite-te la mine, nu muri, te rog frumos! Leo, te rog frumos, uite-te la mine, zi, Leo! Leo, nu-i așa că geaca lui Adi nu trebuia să fie acolo, zi! Leo, te rog frumos, nu muri acum, Leo, te rog! Leo, nu te lasă, mori! Nu fii laș! Leo, uite-te la mine, nu fii laș, te rog frumos, nu muri acum! Te rog frumos, Leo, te rog! Și mai știm că Ștefan divorțează și a cerut custodia copilului. Și mai știți că Matei este copilul meu. Copilul tău? Nu știu de asta. Găsit asta la tine. Dragă Maria, nu vreau să plec de pe lumea asta fără să-ți spun ceva care mă apasă mai mult decât acest sfârșit al trupului. Matei este nepotul tău. Rămas bun, Maria dragă.
scrisoarea asta. Scrisoarea asta n-ai văzut-o. N-a existat. Nici măcar pentru Vlad. Unde umbli? Am fost la asociație. Cineva trebuie să păstreze aparențele. Dar ce s-a întâmplat? Zilele astea aș prefera să nu ieși din casă, e riscant. Iar eu aș prefera să nu ai preferințe în ceea ce mă privește. Ai stat 12 ani în pușcărie și iată-mă, sunt vie și nevătămată. Ce s-a întâmplat? Zici, ce s-a întâmplat? Tibor, am găsit-o pe Iulia la Leon Atelier. S-au luat la bătaie, Tibor a leșinat, când s-a trezit nu mai erau acolo. Te trăiește, da? De ce nu mai suna să-mi spui? Am încercat să găsesc să o aduc acasă. Și Tibor ce a zis? Cum era ea? Era rănită? Era speriată? Cum era? Hai să e bine. Că e întreagă. N-are nimic. Am răscolit toată culentina ca să-i găsesc. Urmă m-am dus la el la atelier. L-am așteptat. A venit, dar fără ea. N-am reușit să scot nimic de la el. Cum adică n-ai reușit? Asta nu există, nu se poate. Am făcut-o posibil. Nu știu dacă apucă dimineața. Tu trebuia să-l termini, asta trebuia să faci. N-am apucat. A apărut puștul la suprapă viață fratelui Vlad. Important e că Ilia trăiește. Și o să o găsim. Mă duc să le întreb dacă mai vrea ceva. Te duci degeaba, nu vezi că trage de băutura aia de două ore? O să zică să-l lași în pace. Mi-e milă de fata asta. I s-au umflat picioarele de cât timp o ține nesimțitul ăsta acolo. Bine, du-te și întreabă dacă să-i faci notă. Vă mai aduc ceva sau vă fac notă? Mă dai afară sau cum? Nu, dar că am văzut că aveți paharul gol și i-am zis că... Ai văzut prost? Răzvan, tu ești? Da, mamă, cine altcineva să fie? Păi și ce faci aici? Căutam pasta de dinți. Păi și de ce o cauți sus? Vezi că e pe raftul de jos. Da, ai dreptate. Mama, am nevoie la toaletă. Poți să mă lași, te rog? Pe Leo l-ai găsit? Nu era la atelier. Am fost cu Adina să mănânc ceva, părculețe din fața casei ei. A zis că îți mulțumește pentru masă. Mama, fac pe mine. Bine. Nu cred că se descurcă. Mă duc să văd. Manuela, soțul la telefon. Alo, ce se întâmplă? Ne bate joc de clienți? Nu, deloc. Vă mai așteptăm pe la noi, doar că în seara asta programul s-a terminat. Programul se termină, că spun eu. Pentru că eu dau banul, da? Mai adu-mă.
după ce achitați și ați consumat? Fă, tu mă faci să par pe mine? Că dacă stau un an, te îmbrăști de pereți pe aici. Dacă mai faci o singură mișcare, trag. Hai, cocoșerule, pune portofelul pe bar. Încasează-i nota. Oprim bacșiș? Depinde dacă domnul a fost mulțumit de serviciile noastre. Doriți să lăsați bacșiș? Vă mai așteptăm pe la noi. La revedere. Excepția celor negre care sunt negre și ziua. Noaptea e un fel de zi îmbrăcată în întuneric. Întunericul e lumina în care urâtul pare frumos. Minciuna pare adevăr. Ura pare iubire. Noaptea se desfac centurile de siguranță și cele de castitate. Noaptea, toate pisicile sunt negre, cu excepția celor negre care sunt negre și ziua. Cu excepția celor negre care sunt negre și ziua. Am venit să vorbim. Văd. Era mai bine să vorbim înainte să torni minciuni la tribunal? Poate ar fi fost mai bine să nu mă înveți să mint. Da. Știi cum e, Ștefane, ce ție nu-ți place, altuia nu-i face. Te-a trimis avocatul să mă provoci? Ce faci acum? Mă registrezi? Ai vreun microfon? Nu? Nu, n-am nimic. Ai? Și atunci care-i plan? Nu e niciun plan. Vrei să mă scoți din sărite? Să-ți dau un tos de palmă? Ca după aceea să ajungi la medicul legal plin de vânătă și să spui că sunt violent, să-mi iei copilul? Mă ți-ai găsit, fraierul. Așadar, propun în mod civilizat, te poftesc să părăsești perimetrul, domnișoar. Hai, te rog. Bă. Doamna Drăgoi, v-a sunat telefonul cât ați plecat. Serios? E, uite că nu o să mai sune. Pentru că tot ce au nevoie e acum aici. Mulțumesc. Văd că v-ați făcut de cap fără mine. Am greșit, iartă. Dublu.
Îmi pare rău, ați atins limita. Soțul dumneavoastră nu ne permite să vă dăm fise peste. Scumpule, nu poți să faci asta, patronul? Patronul nu e aici momentan și oricum îl chemați degeaba, nu o să vă dea nici el. Bună seara. Oh, Ștefane, ce zici, facem o carte? Poate altă dată. N-ar fi politicos să-ți iau banii în propriul meu casino. Ești drăguț să îmi cedezi locul ca să discut ceva cu viitoarea mea fostă soție? Cum dorești. Ce vrei, Eliza? Ce? Ce? Am nevoie de bani pentru școala lui Matei, pentru after school. Habar n-ai cât de mult s-au scumpit rechizitele, cărțile. Și sunt o grămadă de mame pe aici. Își câștigă rechizitele la casino. Poate că ele au soț solvabil. Arătați cărțile, vă rog. Cred că ies. Seara mea se încheie aici. Să rămână. Cred că mă retrag și eu. Doamna Drăgoi e mână în seara asta. Bună seara. Acum între noi fie vorba. Ce vrei? Să te culci cu mine? Nu mă culc cu necunoscute. Eu credeam că jocul de poker e calea cea mai simplă pentru a afla esențialul despre celălalt. Mersi. Păi să jucăm atunci. Datoria. Datoria. Și încăpentă. Aș spune că îți place foarte mult să riști. Dacă nu te-a suspectat că vrei să încheiem jocul mai repede și să mergem la tine. Asta ar fi o carte foarte riscantă. Cum crezi tu că o să arate imaginile astea cu tine la casino? La tribuna. Lângă care o să arate acest palea, mamantul tău. Dar tu cum crezi că o să arate imaginile tale din tinerețe? Rolul tău, jaful cu filmarea, în timpul liber soțul meu e și actor. Vrei scandal? Vrei circ? Asta vrei? Nu. Și atunci ce vrei? Tu îmi zici, am nevoie de bani pentru școala lui Matei. Vrei bani? Ia bani, poftim, ia le încasează. Du-te și cumpără rechizite, că se închide la librărie. Fold. Și cu alea ce faci? Le păstrezi pentru taxi? Când sunt lefter, îmi place să merg pe jos, spre casă. Să meditez la insuportabilă ușurătate a ființei. Milan Kundera. Da, pasiunea pentru cărți le include și pe cele din bibliotecă. Impresionant, domnule. Vlad. Ivana. Pare bine. E plin de povești picante pe aici despre mine. Vrei să le afli? Nu ziceai că jocul de poker este modalitatea cea mai bună să afli esențialul despre celălalt. Și? Ai aflat esențialul? Big plan. Vreau să măresc miza. Vrei să-i cumperi și gheos de mel? Vreau să jucăm pe Matei. Cine câștigă-l ia.
Și? Există o doamnă care te așteaptă acasă în timp ce tu stai aici cu mine? Hm? În locul ăsta de pierzanie? Locul e singur. Nu te cred. M-ai fi invitat la tine dacă nu era nicio femeie. Toți sunteți la fel. Mm. Te-aș fi invitat dacă nu exista un bărbat care să te aștepte pe tine acasă. Ce asta? Nu te stresa. Simt despre tine. Ce să zic? Ai un gol mare acolo, despre ăla vreau să aud. Mi-ai luat banii, acum vrei să-mi ieși secretele? Mai degrabă spune-mi tu ce-i cu cicatricea. Ce asta? Am încercat să mă sinucid, dacă asta crezi. Am încercat să-mi omor bărbatul, dar eram atât de beată că m-am tăiat la mână. Serios. Morala, fetelor, nu încercați să vă omorâți soțul dacă consumați alcool. Câtă vreme ai pe cine să urăști, viața ta are sens. Vreau scandal, Ștefanie. Ești tatălui Matei. Ești singurul pe care îl are. Fiecare seară întreabă de tine înainte de culcare. Pentru că e doar de tine. Te iubește. Și dacă aș fi fost eu în locul tău, ar fi întrebat de mine. Chiar nu putem să rezolvăm problema asta ca doi adulți? Matei nu e o miză. E un copil. Și are nevoie de părinții lui. Și are nevoie de iubire. Crezi că putem să facem cumva? Care a fost miza ta? De ce ai mințit la tribunal? Știi foarte bine de ce. Pentru că întotdeauna și tu și eu o să alegem partea întunecată a drumului. Cine urăști? Trebuie neapărat să urăsc pe cineva? Poate duc o viață banală, fără iubiri din astea pătimașe sau ură destructivă. Mm. Pokerul te poate ajuta să minți la nevoie, dar e foarte greu să minți un alt jucător. Mai ales când jucătorul e femeie. Corect. Am făcut-o din reflex.
Auzi? Tipii ăștia din spatele tău sunt plătiți să te urmărească până în patul colonului, gal? Sau cum e? Sunt plătiți la ore suplimentare. Dorm numai când dorm eu. Deci, îmi spui? Habar n-ai cât de mult mă irită tipii ăștia. Habar n-ai ce afrodiziac devin când o faci sub nasul lor. Dă-mi un pic, te rog. Sună-mă. În noaptea asta nu dorm. Vlad ți-a dat arma? Nu, mama. Normal că el. Și te-a învățat să și folosești? Nu, a zis că dacă sunt probleme, să apelez la tine. Normal că mi-a arătat, doar nu o să stau să mă uit la ea. Vreau și eu să învăț. Nu e nevoie, tu rămâi pe partea de cocktailuri. Nu sunt de acord. În viață trebuie să știi să faci de toate. Un pic de balet, un pic de limbi străine, comment ça va, está bien. Să știi ce să faci în pat, nu să stai ca o scândură. Și trebuie să știi să ții o pușcă în mână. Am dreptate? Total de acord, doamna Nela. Fii atent aici. Ia de-te! Opa! E bine, doamna Nela? E bine, pe dracu. Cum nu e bine? Ia, stați așa. Ah. Că vă arăt eu cum se face. Ia, arată-ne cum se face. E un pic de impresie artistică, un pic de mișcare coreografică înainte și după aia... Ha! Aoleu! Parcă nu pe bun în jos, cam un bătrân. Și mă întorc. Ca o șerboaică. Bravo! Și mă duc așa, așa și... Bea asta. Este. Și eu sunt. Analgezice. Altfel o să te doară tot corpul. Cât timp am dormit? N-ai dormit. Ai leșinat. Am vrut să chem ambulanța, dar mi-am adus aminte că ai fugit de la spital. Și că ar fi chemat poliția, probabil. De ce n-ai chemat poliția? Aveam chef să dau declarații pentru tine. Înainte să leșin, mi-ai zis ceva despre... Despre Jaf. Mi-ai spus că Adina a fost cu voi. Și că l-ați omorât pe tatăl lui Filip din greșeală. N-am zis eu așa ceva. Ba da. Ai zis. Te-am înregistrat cu telefonul. Înseamnă că acum ești mulțumit. Te mai pot ajuta cu ceva? Poftiți! Măi, Nela, dar nu e chiar ce trebuie. Ba da, e... foarte bine. Perfect. O să dorm foarte bine aici. Bravo! Despre asta e vorba. Adina a fost acolo, nu? Cine a tras?
sau Ștefan. Ai spus că m-ai înregistrat. Uită-te pe telefon. Ai zis că l-ai iubit pe Adi. Dacă e adevărat, măcar poți să-mi spui adevărul. Leo, trebuie să vorbim despre Eliza. Cum a intrat în toată schema asta? Cine a fost capul? Ștefan? El a forțat-o. Da, e mâna lui. Și cine l-a împușcat pe tipul de la pază? Tu? Pentru cât, Leo? Pentru ce sumă ți-ai trădat cel mai bun prieten? Și de ce? De ce? Nadia. Dacă vorbești, dacă spui cuiva ceva, tu ești aici închis. Dar maică ta, taică tu, frate tu, sunt afară. Și nu mă doare mâna să le fac o vizită. S-ar fi băgat niciodată în chestia asta, nu? Nu, Leo? Zi. Zvane. Du-te acasă. Nu mai am ce să-ți spun. Iartă-mi, sunt mai tâmpit așa, știi, dar nu. Trebuie să te întreb. Ce te-ai priponit, mă, la prima fată pe care ai întâlnit-o? La vârsta ta ar trebui să ai o gagică în fiecare dintre blocurile astea. Am ales bine și stai liniștit. Eu cred că ales prost, Adi. Eu cred că ales foarte prost. Du-te, fugi de aici, nu te mai întoarci. Poți să ai orice fată, crede-mă. Șeful. Eu s-o cer de nevastă pe fata asta. Să nu mai spui niciodată ce ai spus acum. E urmărită în permanență de gorilele lui Bărbas. E de motive? E dependentă de jocurile de noroc și bea destul de mult. Cred că vrea să o țină departe de presă. Și cât de tare v-ați împrietenit? Am ieșit la un pahar. Am vorbit mult. Pare foarte singură. Îți place? Contează? Da, ai dreptate. De bărbat s-o pomeni ceva? Da, n-are nicio problemă să vorbească de el. Chiar am mărturisit că a vrut să-l omoare odată. Dimineața. Deranjează? Nu, vă rog. Vă servesc cu ceva? Beți o cafea, un whisky? De ce nu? Nu te obosi. Îmi iau singur. Îmi place whisky-ul tău. Te-ai întors repejor de la Constanța. Sper că ai rezolvat, nu? Totul în regulă. Totul în regulă, autostrada liberă. Ce ați
auzit altceva? Nu. Ce să auzi? Din potrivă. Te până și Carla zice că ești pe baricade, mare formă. O iau drept un compliment dacă vine de la Carla, că e prea mă înghite. Adevărat? Da, eu am auzit că mai multe femei care nu te înghită îți dau târcoale pe aici. Da, am un magnet pentru femei care nu mă înghite, norocul meu. Când o mai vezi? Nu cred că are nevoie de încă un bărbat care să-i planifice viața. O lasă în ritmul ei. Dacă la nihilăm pe Drăgoi, iar dacă iese din ecuație, ori părăsește țara, ori intră după gratis. Dacă se întâmplă asta, Ștefan, e pa. Ai grijă când joci mâna asta. Femeia asta poate să fie rezolvarea cea mai simplă pentru amândoi. Vă o să apropie de tine. Poți? Nu știu că e o femeie... Cum? Pare captivă. Căsnicia asta zici că e o închisoare de lux pentru ea. Mm-hmm. Și se ține amorțită cu alcool și cred că și cu droguri. Și totuși are ceva al ei acolo. Ceva intact. Da. O să am grijă. Te țin la curent. Și? Ce face Eliza? Bine. Da. Trecut pe aici. Fără scandal, fără... Și de ce exact a venit? A venit, nu avea niciun scop anume. A venit. Opa, da. Scop anume avea. Întrebarea este dacă tu realmente nu te-ai prins care-i scopul sau... ne iei pe noi de tâmpiți. Înclin să merg pe varianta ei, respectiv a doua. Nu. E și varianta a treia. Pur și simplu n-am crezut că trebuie să acord vreo importanță evenimentului. A venit să-mi povestească despre Matei, ce mai face pe la școală. Scrie dor de mine, până la urmă. Mi s-a părut chiar un gest civilizat. Trebuie să găsim o cale ca el să sufere cât mai puțin, nu? Și ați hotărât să vă împăcați? Nu. Nu! Doamne ferește! E vorba doar despre copil. Oricine ar face așa ceva pentru copilul lui, nu? Uite, întreabă pe Carla cum am reacționat când mi-a zis că e însărcinată. Eram cârpă, nu? Da. Confeti și șampanie. Ia uzi. Ce faci? Încercam să ghicesc ora la care o să mă suni. Tu? Bântuiam prin oraș. Conduc așa. Ai urea. Bântuiai? Mi-ar plăcea să te văd aici, în carne și oase. Domnule să fie. Bine, așa fac. Un copil reprezintă un punct vulnerabil pentru părintele său. Oricine ar fi el. Când Delia mi l-a răpit pe Matei, cum crezi că am făcut? Cum? I-am dat-o la schimb pe Fisa, pe Iulia. Când a fost asta? Cu 3 zile înainte să mă aresteze ăștia.
te staresteze? Cu 3 zile dimineața, pe terenul de tenis, ne-am întâlnit. Sigur? Da. Mi-ai salvat viața, Iulia, și sunt dator. Vreau să fug. Dar nu pot ca Iulia Lazar. Mai am o identitate. Făcută de Cezar pentru o situație de urgență. Am pașaport fals, bani, tot ce trebuie. Pentru că nu exclu să fie cineva acolo care să mă aștepte. Și vrei să fiu eu canarul tău de mină? Dacă mergi tu, o să ai una să mânecă. Pe mine. Fata lui Cezar, trăiește și tu îl spui abia acum? Da, de ce să nu trăiască? Are 19 ani, e bolnavă de ceva? E moartă și îngropată la Belu, Ștefane! N-am știut. E moartă și îngropată la Belu, Carla! Nu? Dumnezeu e salvăție, că tu ești înghierea, viața și odihna, dorinte goane tare. Iulia Rază, mutată de la noi. Cum ți-a scăpat asta? Poți să-mi spui și mie? Și cum a fost amormântarea mea? Ha? Te-ai culcat cu imbecilul ăsta luni de zile. Te-ai bătut pe burtă cu Vlad și cu Michi. E o mare scăpare. N-am cum să scuz asta, Carla. Puteai doar să întrebi și aflai. Să știți că fata n-a... Taci! Ok. Ok. O rezolv cât pot de repede, promit. O vrei oricum sau ții neapărat să fie vie? Tu ce zici? În orice caz, Carla, vreau să faci foarte bine lucrurile pentru care te plătesc. Da. Foarte bine. Și să te asiguri că ai făcut-o până la capăt. Cum am putut să scăpești ceva? Carla! Cum adică oricum sau preferi vie? Fata e un copil. Aia n-are nici în clin, nici în mânecă cu dihonia între Cezar și Iordache. Eu, pe bune, mă sperii. Crede-mă, n-ai văzut nimic. Bună ziua. Comandă la penultimul etaj. E achitată, trebuie doar să vă semnați.
vedeți că imbecilii au livrat mâncarea cu un etaj mai jos. Noapte bună, băieți! Le e frică de soțul meu. Ce, nu ți-e frică? Ar trebui să-mi fie. Ieși momentul ăsta de aici. Tragi! Ia zi, cu ce te servesc? Un glonț în cameră. Doamne, ce frumoasă ești. Hai să uităm toată dușmania. Nu cred că Eliza e în stare de ce spui tu aici. Crezi că e prima oară când depune declarație mincinoasă la tribunal? Bă, băiatule, tu mă crezi tâmpit. De unde știa Cristoloveanu de întâlnirea asta, a? Dacă nu te băgai, era vie. Nu, Vlad, ar fi fost vie dacă nu te culcai și cu ea și cu sorsa. Am aflat că ați ieșit la cumpărături. Am o ofertă. Bă, nici măcar nu ești taicăsu. Nu sunt taicăsu. Adi, e taicăsu. Iordache știe. O să omoare pe Iulia. Dacă vrei, poți să veni cu mine. Hai. Vrea să fiu spionul. O să-mi păstrez copilul lângă mine. Lucrând pentru cineva care e în stare să omoare copilul. Ilinca, Radu și Pavel, copiii noștri, viața noastră. Te iubesc, Elia, te iubesc.